Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 175 ediție de analize economice, un proiect comun, indiz viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le vedeți pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea, ioniță.md. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect despre care noi credem că știm tot, dar veți vedea acum că nu știm absolut nimic, și anume rolul diasporii în economia Republicii Moldova. Am numit această analiză economică lecturium, deoarece nu atât voi prezenta cifre, cât voi încerca să explic un fenomen extrem de complex și dificil. Noi avem deja minimul 25 de ani de când cetățenii noștri au plecat peste hotare, trimit bani acasă și spre marea noastră rușine niciodată n-am numărat cât bani au venit în țară. Vă asigur și vă promit că cifrele care le veți auzi astăzi vor fi șocante pentru mulți dintre dumneavoastră, dar noi trebuie să cunoaștem în sfârșit cam ce impact a avut diaspora. Trebuie să recunosc că acest lucru a dat și în contextul alegerilor, din simplu motiv că foarte multă lume se revolta de ce diaspora votează, cu și veți avea răspunsul. Sfatul meu, prietenesc toți policienii, faceți-vă prieteni cu diaspora, discutați cu ei, explicați-le lor și nu uitați, sunt cetățenii Republicii Moldova care au avut și continuă să aibă un impact enorm asupra economiei noastre. Ca să înțelegem impactul lor, trebuie să răspundem la o întrebare aparent simplă, dar cuși veți vedea că este extrem de complicată, câți bani au trebuit să ia acasă. Deci este întrebarea care pe multă lume îi duce în derută și eu astăzi voi încerca să explic acest lucru aparent simplu, nu este simplu. Pentru aceasta vom utiliza câteva date oficiale ale Băncii Naționale, totodată voi face referință la câteva cercetări ale IDIS viitorul, dar și la bunul simț și la logica elementară care fiecare din noi o are și atunci vom avea răspunsul la întrebarea câți bani am primit noi de la diaspora. Primul lucru care ne duce pe noi în eroare este volumul transferurilor nete de valută în favoarea persoanelor fizice. Deci Banca Națională în fiecare lună ne informează câți bani au venit oficial prin căile oficiale în Republica Moldova și noi într-adevăr avem o scădere acum. În anul 2022 am avut 1.750.000.000, acum avem 1.600.000.000, deci în valoare anuală, la sfârșitul anului cred că va fi undeva 1.600.000.000, deci dacă ne uităm atent am avut și mai mult, dar acum avem într-o scădere. Însă după cât bănuiți voi, dar dacă nu, acest lucru nu are absolut nimic, cât n-ar fi de strană, nu are absolut nimic cu volumul de bani pe care cetățenii noștri trimit acasă. Este un indicator care ne arată cât oficial, prin sistemele existente de transfer de bani, cetățenii Republicii Moldova trimit bani acasă. Deci eu spun acest lucru, deoarece fiecare din noi știm că oamenii nu toți banii transferă. Ei când vin acasă, vin cu bani în buzunar, când vin niște prieteni de-a lor, le transmit bani la rudii, înainte mai era și rutierile. Am mai descoperit un fenomen care l-am descris foarte clar acum vreo 2 ani de zile, după pandemie am observat că cardurile bancare, două tipuri de tranzacții, moldovenii cât cheltuie peste hotare, străinii cât cheltuie Moldova. Pandemie, moldovenii nu au cheltuit nimic peste hotare, dar străinii Moldova cheltuiau. Și atunci am zis, ceva nu e în regulă și am făcut o cercetare prin care am demonstrat că carduri străini care circulă în Moldova, de fapt, sunt niște carduri ale rudilor noastre peste hotare care le-au dat aici părinților, fraților, surorilor, copiilor și vreo 3 miliarde de lei de asta de bine de rău, vreo 100 și ceva de milioane de dolari. Oamenii noștri în veselie cheltuie cu carduri străini și noi le vedem la Banca Națională ca străini, dar de fapt sunt cetățenii Republicii Moldova. În total sunt mai multe mecanisme prin care banii ajung în țară, de aceea vă rog să uitați pentru totdeauna transferul din partea persoanelor fizice. Transferul din partea persoanelor fizice doar descrie un fenomen care este legat de aceea că noi avem într-adevăr niște bani care vin pe canale oficiale. În afară de canale oficiale mai există și alte canale legale. Cetățeanul are voie să vină cu 10.000 de euro în buzunar și nimeni îl întreabă, este legal, dar nu este transfer, de aceea noi nu putem vedea această sumă. Din fericire pentru noi, avem un alt indicator care tot putem găsi la Banca Națională și anume vânzările nete de valută ale persoanelor fizice. Deci noi avem că în anul 2024 persoanele fizice au primit de peste hotare 1,6 miliarde de dolari. Deci în ultimii 12 luni. Am ținut minte cifra.
Hai să vedem cât au vândut ei. În acest an, în 2024, în valoare anuală, tot în valoare anuală, cetățenii noștri au vândut deja 3,1 miliarde. Au prinit 1,6 și au vândut 3,1. Nu vă apare întrebarea de unde a apărut 1,5 miliarde în plus? Deci acest al doilea indicator, de fapt, este indicatorul mai aproape de realitate. El ne descrie câtă valută vin cetățenii. Ca un cetățean din Republica Moldova să vândă valută, el trebuie să o primească. Noi nu tipărim dolari, noi nu tipărim euro, noi dolari și euro îi primim de peste hotare, îi aducem în Moldova și îi schimbăm. De aceea, dacă vrem să știm câtă valută, într-adevăr, cetățenii Republicii Moldova au dus în țară, cel mai bun indicator, dar și acesta nu este final, cel mai bun indicator este câtă valută au vândut cetățenii noștri într-un an de zile. Ați putea spune că da, domnule Niță, dar el poate a avut bani acasă. Da, el a avut anul trecut acasă, a avut în celălalt an. Pe perioadă scurtă se poate întâmpla ca așa, dar el nu poate și anul trecut să aibă, dacă ne uităm, atent, și aici am unit ambele grafice și observați o diferență enormă. În primul grafic eu arăt câtă valută oficial a intrat în Republica Moldova prin sistemele oficiale de transfer și al doilea grafic mai sus, câtă valută oficial au vândut cetățenii Republicii Moldova. Fiți atent până mă folosesc noțiunea oficial, oficial. Acum ne apropiem de alți doi indicatori care sunt neoficiali și care tot pot fi estimat. Deci în total noi avem că în Republica Moldova în fiecare an, între eu anul așa, pisărit, anul 2010, au intrat în Republica Moldova 1,2 miliarde de dolari, s-a vândut 1,950 miliarde. 700 de milioane de dolari, nimeni nu pune întrebarea de unde au apărut banii aceștia. Dacă observați, în fiecare an noi avem o sumă de bani venită cu mult mai mare decât suma care a venit oficial. Deci al doilea indicator care trebuie să-l în minte este de fapt și care ne arată cât de cât, acum și vă spun de cauză cât de cât, că trebuie să mai introducem încă câteva necunoscute și atunci vom afla care este suma de bani care într-adevăr a venit, este legat de vânzările de valută. Deci vânzarea de valută care o face cetățeanul nostru, corect este intrările de valută în țară ale persoanelor fizice. Deci intrarea de valută în țară a persoanelor fizice este pe două căi. Pe calea oficială 1,6 miliarde și pe calea neoficială încă 1,5 miliarde. În total 3,1 miliarde și vedem o creștere foarte puternică. Dar aici sunt 5 lucruri care ne ajustează cifrele. 2 în minus și 3 în plus. Deci dacă observați în 2023 și 2024 avem o creștere bruscă a diferenței. Deci oficial banii scad, dar în realitate cresc. Aici se ascunde un fenomen și anume refugiații din Ucraina. În estimările mele, refugiații din Ucraina cheltuie în prezent vreo 500 de milioane de dolari. Noi nu vedem în transferul din partea persoanelor fizice, ei aduc în numerar în țară și de aici undeva din toată această sumă vreo 1 miliard de dolari trebuie să scoatem, că nu sunt ale diasporei noastre, nu sunt ale celor plecați pe scutare, dar sunt ale cetățenilor din Ucraina care aduc bani în țară. De aceea aceasta este minus și aici vă uitați mai departe, eu am ca țineți minte, v-am dat 5 indicatori de bază care ne schimbă datele și ne ajută să înțelegem. Deci prima ce avem noi este că cetățenii din refugiați ucraineni tot au adus bani în țară, noi trebuie să ținem cont că aici sunt ascunși și banii lor, trebuie să-i scoatem. Al doilea, noi avem așa numitele exporturi nedeclarate la valoarea lor pe care le facem în anumite țări, de regulă vorbim de producție agricolă și în Federația Rusă în special asta a fost câțiva ani de zile, acum acest fenomen practic a dispărut, mai avem încă în câteva țări, în Turcia, în țările acestea să zicem mai specifice. De ce acesta se întâmplă, încă mi-e foarte greu să spun, noi am făcut o analiză prin care am arătat că foarte multă producție agricolă pleacă în anumite țări la o valoare cu mult mai micuță și apoi banii aceștia sunt aduși cum ar fi de persoane fizice, fie în buzunar, fie în transfer și atunci noi îi regăsim pe piața valutară, dar ei de fapt sunt în rezultatul unei activități economice din Republica Moldova, dar nu sunt rezultatul celor care noștri lucrează psihotare. Însă această sumă nu este foarte mare. Pe lângă banii care cetățenii noștri îi aduc pe piață și îi vând în acest an cam 3,1 miliarde de dolari,
inclusiv și banii ucrainienilor, dacă scoatem banii ucrainienilor, oricum vreo 500 de milioane de dolari dacă scoatem, oricum ajungem la vreo 2 miliarde și vreo 600 de milioane de dolari, mai avem încă 3 mecanisme, 3 sume de bani, cât de cât mari ele sunt, cu mult mai multe, dar eu m-am oprit la 3, prin care valuta noastră a ieșit din țară și atunci este, dacă eu ieșit, e trebuia să intre. Haideți să vă dau care sunt ele, ca să înțelegeți cât e de complicată problema despre care discutăm noi, despre remitență, și atunci când discutăm remitență, prima, uitați pentru totdeauna transferul către persoane fizice, nu are nimic cu întrările reale de valută, care sunt cu mult mai mari. Uitați-vă la vânzările de valută al persoanelor fizice și înmulțiți cu minimul 20% și acum să-ți explic nici cauza. Ia uitați-vă aici în grafic. Începând cu anul 2000 până în 2024, timp de 25 de ani, în Republica Moldova au fost importante 606.000 de autoturisme. Da, o parte din ele, vreo 15%, au fost autoturisme importate noi, oficial, prin transfer oficial, restul, vreo 500 de mii de autoturisme, cu valoare luați cât vreți dumneavoastră, 7 mii de dolari mediu. Puteți luați mai puțin, puteți luați mai mult, dar avem 500 de mii de autoturisme cu 7 mii de dolari mediu, se primește 3 miliarde jumătate de dolari, cetățenii noștri, în buzunar, i-au scos din țară ca persoane fizice. Au plecat peste hotare, au cumpărat o mașină și au venit cu ea în țară. Nu vreți 5 miliarde, 5-7 mii de dolari, luați 5 mii de dolari și atunci îți primește 2 miliarde jumătate. Deci ca 2 miliarde jumătate, dar eu vă spun că sunt vreo 3 miliarde jumătate, ca 3 miliarde jumătate de dolari să iasă din țară, ei înainte de aceasta trebuiau să intre în țară. De aceea, pe lângă vânzările oficiale de valută, noi trebuie să adăugăm și valuta care a ieșit din țară pe căi neoficiale și această valută înainte de a ieși trebuia să intre. Dacă vreți să-mi spuneți că această valută persoanele fizice au cumpărat de pe piața valutară, nu voi intra foarte mult în lectoriu, cei care au făcut economie înțeleg foarte bine, cea care s-a vândut pe piața valutară, deci noi avem piața valutară, vânzări de 7 miliarde de dolari, procurări de 4 miliarde de dolari, media 3 miliarde de dolari rămân. Dar acestea 4 miliarde care s-au procurat, după asta cetățenii ar le vând. Dar tu dacă îi scoți din țară, ei dispar banii aceștia și omul ca să ai sistemul de vânzări, trebuie iar valuta să intre. Deci e un sistem închis, scurt pe doi, credeți-mi pe cuvânt, deci dacă oamenii au scos din țară 2,5, 3,5 miliarde dolari, trebuiau să intre. Deci acești 3,5 miliarde dolari, tot trebuie să adăugăm la banii care au venit în țara noastră de la cetățenii care sunt plecați pe hotare. Cu asta ne-am lămurit. Următorul. Deci eu am luat 3 capitole mari. Următorul capitol este odihna cetățenului Republicii Moldova care măr peste hotare. În anul 2, în 5 ani de zile, din 2000 până în 2004, 250.000 de cetățeni în 5 ani de zile au s-au odihnit undeva peste hotare prin agenție de turism. Deci oficial au mărs peste hotare. Din 2005 în 2009 a crescut 385.000 și acum în 4 ani de zile, în 5 ani de zile, noi vom avea 1.400.000. Anul acesta, așa vă spun, voi face o analiză separată, avem prima dată peste 400.000 de cetățeni oficial prin agenții de turism au mers peste hotare. La acești 400.000 de cetățeni care au mers oficial prin agenție, se mai adaugă încă 1.200.000 care au mers undeva să odihnească peste hotare pe perioadă una, două zile, pe o perioadă foarte scurtă. De unde știu lucrul acesta? Deoarece Iris Viitor a realizat o cercetare. O găsesc pe pagina noastră unde noi am întrebat cetățenii dacă merg la odihnă, de câte ori merg la odihnă și dacă apelează sau nu la agenție. Doar 25% din cetățenii noștri ne-au confirmat că ei când merg undeva pe scotare la odihnă, apelează la agenție. Rest, oamenii merg pe cont propriu. Chiar când merg la rudele lor, eu consider că o vacanță, dar ei merg. În total, deci noi avem un număr impresionant de oameni care merg pe scotare și în fiecare an, atunci când el merge, chiar dacă merge prin agenție
Și el și-a cumpărat biletul avionului, este asigurată mâncarea. El oricum vreo $100, aici care merg prin agenție cheltuie, dar cel care merge de sine stătător, minim $100 pe persoană, cheltuie pe scotare și respectiv scoate banii din țară. Deci fiecare an să scot sute de milioane de dolari din țară, bani care au fost aduși în țară. Și iarăși persoane fizice, de unde vreau să ajung eu, că această sumă de bani înainte ca să iasă din țară, cineva o adus-o în țară. Și al treilea lucru, care aici nu este, este în felul următor. Deci noi avem, pe lângă faptul că cetățenii noștri cumpăr mașini și au scos bani din țară, merg la odihnă, cetățenii noștri fac și procurări de valoare micuță, pisticotare și tot în felul acesta scot banii din țară și aduc înapoi. Aici eu nu iau persoanele juridice, aici nu iau persoanele fizice care tot aduc marfă în țară și pe valuta care cumva a ieșit. Deci dacă am luat toată suma este cu mult mai impresionant și cu mult mai mare, dar știind că noi avem anumite vânzare de valută și știind că în fiecare an din Republica Moldova ies o sumă plus minus este clar, acum, ca să nu exagerăm cu cifrele, suma la suma de valută vândută de către cetățenii noștri trebuie să mulțim cu cel puțin 20% și asta este de fapt intrările de valută în Republica Moldova de la cetățenii noștri aflați peste hotare. Și atunci, știind lucrul acesta, noi deja putem să estimăm care este suma de bani. Și este o sumă care cred că o să vă ducă pe toți în șoc. Deci în anul, în primii 5 ani de zile de la migrație, cetățenii noștri au transferat în Moldova prin toate mecanismele, oficial, neoficial, v-am spus toate mecanismele, estimez $2.3 miliarde. După această sumă a crescut, cel mai mult a fost în perioada 2010-2014, 14,5 miliarde, apoi a scăzut la 11,5 și acum din 2020 până în 2024, $15 miliarde și în 25 de ani. Cetățenii Republicii Moldova au adus în Moldova 53 de miliarde de dolari. Țineți minte, $53 de miliarde adus de către cetățenii Republicii Moldova în ultimii 25 de ani prin toate metodele prin care îi pot aduce bani acasă. Și ca să vă fie clar despre ce vorbim, v-am făcut un tabel unde am pus 4 cifre. Prima cifră, intrările oficiale. Oficial în Republica Moldova în 25 de ani au intrat $28.4 miliarde. Datele acestea, vă uitați pe pagina oficială a Băncii Naționale și vedeți, cetățenii noștri au primit oficial $28.4 miliarde. Tot oficial, cetățenii noștri au vândut prin sistemul oficial de plăți $44.6 miliarde. Ați înțeles acolo cu chestia asta, că prânesc mai puțin și vând mai mult. Deci dacă observați, avem o diferență de $16 miliarde. O treime din bani pe care ei au vândut este mai mare decât cât au puțin. Deci ei au vândut oficial 44,6. Dar dacă mai ținem cont că din țara aceasta, pe lângă 44,6 pe care ei le-au vândut, ei au mai scos din țară aproape $8 miliarde, cel puțin, pe mașini, pe odihnă, pe bunuri care le-au procurat. Suma este cu mult mai mare. Într-o următoare analiză, dacă voi putea proba acest lucru, voi da o sumă, dar îi ieșim la $53 miliarde. Deci suma de bani care a venit timp de 25 de ani este $53 miliarde minimum. Deci asta este suma minimă care a intrat în Republica Moldova. Dar fiecare din voi mă poate întreba, bun domniniță, dar cum compare dolarul din 2000 cu dolarul din 2024? Vă aduceți aminte, atunci un apartament costa vreo $3.000, acum costă 100.000. Și am făcut un lucru simplu. Sunt foarte simplu, la ultimul grai voi arăta cât valorează acești $53 miliarde în timp la valoare ziua de astăzi. Imaginați-vă că moldovenii timp de 25 de ani au hotărât, trimit banii, toți banii în 2024. Deci suma de bani care a fost trimisă în 25 de ani de către cetățenii noștri la valoarea zilei de astăzi sunt $124 miliarde. $124 miliarde. Deci în acești ani
Ei au trimis acasă banii echivalenți cu 124 de miliarde de dolari. Și am făcut noi cu dânsii, hai să ne discutăm când ne se ridică părul în cap. Vă pot spune că 10-a parte din acești bani ar fi ajuns ca să modernizăm toată infrastructura noastră, să avem drumuri, să avem... Ei, da, și să vorbim. N-am făcut. Asta este. Acum, dacă noi știm câți bani au venit, noi știm în fiecare an cât, deci după volumul de vânzări înmulțit cu 20%, ne uităm foarte atent să vedem care este impactul acestor bani în economia noastră. Prima am zis, hai să-l corelez cu salariul. Aveți graficul cât au transferat de peste hotare și avem salariul. Dacă observăm, până în 2004 salariul era mai mare. Începând cu anul 2004 și până în 2017 banii care veneau de peste hotare erau mai mari decât salariile, toate salariile plătite în Republica Moldova. Dacă ne uităm atent, după aceasta s-a schimbat și în acest an noi toată suma de bani care va intra în țară va fi de circa 66 de miliarde dolari, este mai mic ca salariul. Observați acum noi salariul crește, dreptăm noi acum am devenit așa de fudui, că trăim și noi bine, dar timp de 14 ani în Republica Moldova transferul de peste hotare erau mult mai mari decât salariul. Haideți să uităm la exporturi. La exporturi, situația este în felul următor. Până în 2005, exporturile noastre erau mai mari decât transferurile. Începând cu 2005, exporturile, transferurile de peste hotare au fost mult mai mari decât exportul până în 2014. Deci 10 ani de zile, banii pe care cetățenii noștri au trimis acasă au fost mai mari decât exportul. Vă aduceți aminte criza din 2006, când Federația Rusă ne-a impus embargoul la vinuri. Toată lumea credea că omoară economia noastră. Ceea ce n-au înțeles prietenii noștri ruși, este că noi atunci deja trăiam pe remitență și da, au suferit ramura veniculă, din păcate până în ziua de astăzi nu și-a revenit, dar macroeconomic vorbind, la 2006 noi la cei aproape 1,5 miliarde de dolari veniți la cetățenii noștri, asta însemna că în 2 luni de zile noi primeam bani echivalentul la tot exportul nostru de vinuri, mai mult decât exportul nostru de vinuri. Și încă 2 elemente la care nimeni nu s-a gândit. Știți, este la americani așa o regulă. Da, cine plătește taxa are drept să voteze, da? Și ați putea spune, dar diaspora la noi plătește taxă? Da, plătește. Deci atunci când vin dolari în țară și nu pleacă pe mașini sau pe ceva, dar rămân în țară pentru consum, părinții, copiii, cei care primesc banii se duc la magazin și cumpăr marfă. Procurând marfă, el plătește TVA. Cam în medie la noi 15%. TVA e 20%, dar mai avem la ceva 8%, mai avem și ceva care e fără TVA, în mediu cam 15%. Acciză, să mai adaug cam 5% la prețul marfei, unul cumpără petrol, altul nu-i bine, dar cumpără produse accizate nocive, cum este tun băutură, deci să mai adaugă 5%. Și acel care îți vinde, el mai plătește anumite impozite și el trebuie să plătească asigurări sociale, asigurări medicale pentru lucrătorii lui care îți produc marfă. În total, în medie, ar trebui că atunci când tu cumperi o marfă de la magazin, cam 40-45% sunt toate formele de impozite care le plătește un agent economic ca marfa ta să ajungă la tine. Până aici e clar? Da. Eu admit că oamenii noștri care de peste hotare au trimis bani, 40% el le cumpără pe la piață, pe undeva, fără să plătească impozite, 60% la magazin. Reșind din toate acestea, în perioada 2000-2004, 15,5% din toate veniturile bugetului public național erau format din veniturile obținute de la cheltuielile făcute de oameni care primeau bani pe scotare. Altfel spus, 15% din tot bugetul era de la diaspora. În perioada 2005-2009, fiți atent, nu bugetul este buget public național, deci unul dintre toate bugetele. Contribuția diaspora era de 22,5%, în 2020-2014, acum într-adevăr a scăzut, însă oricum rămâne 13%. Unul din 7 lei pe care noi îi păpăm astăzi din bugetul public național sunt banii care vin de la diaspora. Cât e asta în sumă? Vă dau foarte simplu. În 2000 până în 2004, din banii diaspori care trebuie să iei acasă, 6 miliarde au ajuns în bugetul de stat sub formă de impozite,
După aceasta 23 de miliarde, 37 de miliarde, iar în ultimii 5 ani de zile, aproape 60 de miliarde de lei din banii trimiși de concetățenii și peste hotare au ajuns în bugetul de stat sub formă de impozite. Ceea ce e normal, așa și trebuie să se întâmple. În total, din banii care au trimis acasă, cel puțin 170 de miliarde lei în 25 de ani au ajuns în bugetul de stat sub formă de impozite. Și ultimul grafic v-am dat, câți bani au trimis cei de acasă, de peste hotare, au trimis acasă, observați, am pornit-o cam cu 13% din PIB, am ajuns la 40% din PIB, eram atunci eroii lumii, mai mult ca noi nu era nimeni. Astăzi, într-adevăr, suntem de două ori mai puțin decât a fost în 2008, cam 20% din PIB. A crescut PIB-ul, a mai crescut veniturile aici, dar oricum banii diaspore sunt considerabili și când vă interesează câți bani au trimis diaspora acasă, în ultimii 25 de ani, diaspora au trimis acasă 6,7 PIB-uri moldovenești. Deci, tot PIB-ul Republicii Moldova de astăzi, înmulțit cu 7, cam asta este valoarea banilor care au trimis diaspora acasă. Cât e asta? 123,6 miliarde dolari. Cam asta este suma la ziua de astăzi. Deci, 7 PIB-uri naționale, tot ce facem noi în 7 ani de zile, diaspora a trimis în aceștia 25 de ani, ne-au trimis cadou, nu cadou, dar au trimis la rudilor. De fapt, nu ne-au trimis la rude, haideți să fim aici, corect? Au adus acasă, că ei au investit în locuințe, ei au investit în copii, ei au ajutat, că doar, nu doar au ajutat pe ceilalți, dar ei și-au făcut locuințe, au făcut mici afaceri unii. În concluzie, Moldova este un caz unic. Și aici o spun cu toată seriozitatea, un caz unic. Mai există vreo două insulițe micuți unde avem 40% din PIB, dar în rest nu există nicăieri în lume o contribuție atât de mare de 40% din PIB. Noi suntem un caz unic unde un număr de cetățeni care lucrează peste hotare este mai mare decât acei care lucrează oficial în interiorul țării. Timp de 15 ani de zile, banii care au trimis acasă erau mai mari decât salariile plătite. Deci, timp de 10 ani de zile, banii trimiși acasă erau mai mari decât exportul Republicii Moldova și undeva de la 15 până la 22% din toți banii care primește bugetul de stat sunt din banii cheltuiți de cei aduși acasă de către cetățenii noștri. De ce? Când cineva din ziariș sau vreun expert va vrea să analizeze câți bani vin acasă de la diaspora, vă dau o cifră simplă. Luați volumul de bani care vin cetățenii noștri în fiecare an și mulțiți-l cel puțin cu 20%, deci 20% încă la suma dată, să-mi adaug încă 20%, care cetățenii noștri îi scot din țară într-o formă neoficială, dar legală. Deci el pleacă la odihnă, cumpără o mașină sau cumpără anumite bunuri pe care le aduce după asta înapoi în țară. Și asta va fi răspunsul câți bani aduce diaspora acasă, iar în total, ca sumă nominală, 53 de miliarde de lei, 53 de miliarde de dolari, cel puțin, iar în valoare zilei de astăzi, 124 de miliarde de dolari. Ăștia sunt banii care au intrat în Moldova în ultimii 25 de ani. Vă mulțumesc și sper că informația mea a fost utilă și poate astăzi mi-am dorit să fie și o leacă educativă ca să explic cum ajung eu la cifrele care vi le prezint vouă. Vă mulțumesc și până data viitoare.